Bună seara, dragi oameni buni, și bun venit la o ediție de Cancan Exclusiv, aș spune eu, emoționantă, cel puțin pentru mine, pentru că în proximitatea mea se află doamna Paula Selling. Acum, dacă îmi va permite să nu o domnesc în această emisiune, îi mulțumesc chiar foarte mult. Te rog. Mersi mult, Paula, că ai acceptat această invitație. Practic, cred că este și ultimul stop al tău înainte de a pleca peste hotare. Înțeleg că peste foarte puțin câteva timp. Ore, da, luăm avionul și mergem pe coasta de vest. Avem 3 spectacole în acest turneu, pentru că mai urmează încă unul în Canada. Acum avem la Los Angeles, Sacramento și Seattle. Mă rog, nu în ordine asta, dar intrați pe pagina mea de Facebook și veți afla detalii, pentru că sunt afișele acolo. Știu că ulterior urmează să pleci în Canada, pentru că tot sunt înrudite acolo. Și dacă tot ai făcut drumul până în America, deci, Doamne, păi musai să mă întorc acasă. Da. După aceea mă întorc acasă, pentru că mai sunt câteva spectacole aici. Și spre sfârșitul lunii noiembrie, începutul lui decembrie, sunt din nou în Canada cu 6 spectacole, dintre care 2 la Montreal, unul la Toronto, Calgary și Vancouver. Și a mai apărut ceva, dar nu știu să vă spun. Intrați, repet, pe pagina mea și veți afla mai multe detalii. De găsit Paula Selling pe social media și în cele mai mari seri de spectacole, unde cântă pentru români sau cânt și pentru oamenii de acolo? Adică, bănesc că tu ai o evidență a biletelor și îți dai seama dacă au fost cumpărate doar de români sau au fost cumpărate și de... E imposibil să știi dacă a fost cumpărat de sau de. Pentru că eu sunt invitată a unor organizatori. Și aceștia îmi spun ce și cum a mers. Nu am văzut exact proveniența celor din sală. Dar din experiența mea știu că majoritatea românilor care sunt acolo vin cu prieteni, cu prieteni cărora să le arate așa o frântură din ce înseamnă muzica românească, atât cea, să zicem, pop, cât și cea cu influențe populare, de folclor, folclorice, pentru că îmi respect și pun pe o treaptă foarte importantă în sufletul meu muzica de inspirație folclorică, eu fiind un copil ce a petrecut mult timp la țară. Și simt așa foarte intens această latură a muzicii, așa că e un repertoriu variat cu atât piese, să zicem, mai mainstream, da, cât și piese mai greuțe, zic eu, așa cum este și cea mai recentă producție, ce este inspirată, de fapt este pe baza valsului numărul 2 de Șostakovici, deci se bazează pe muzică cultă, de aceea a fost și dificil și extrem de greu să găsim o orchestrație adecvată, în așa fel cât se vadă respectul pe care îl purtăm acestui mare compozitor, dar și versurile au fost greu de pus la oaltă. Însă tu te-ai trezit la ora 4 de dimineață printr-o inspirație divină, să zicem, inspirație divină? Cu siguranță, divină? Cu siguranță. Da, m-am trezit într-o noapte, chiar în jurul orei 4 și am scris tot textul cap-coadă, nu știu, ca urmare a unei programări, presupun, pentru că înainte cu atâta frică am privit posibilitatea de a scrie versurile pentru acest cântec superb, încât credeam că nu o să pot. Și în momentul în care a venit tot cap-coada, am zis că ăsta e clar un dar divin. S-a legat foarte bine, am trimis un demo pian-voce către Alexandru Gorgoz și el a făcut o orchestrație care pune cu siguranță piesa marelui compozitor într-o altă lumină, păstrându-i genialitatea, după părerea mea. Eu am o întrebare, nici măcar nu știu cum ar trebui să o clasific. Există în viața unui artist de muzică cultă regretul că nu a mers către o zonă mainstream mai mult decât ai mers tu? Pentru că tu ai avut niște piese într-o zonă mainstream, Ploaia Infernal, care, mă rog, este difuzată și acum la radio, pe mai toate posturile din România. Tu ți-ai dorit să accesezi zona asta de muzică nișată, între ghilimele, sau cum s-au întâmplat lucrurile?
aș putea să fac o mică precizare, cu excepția unor partituri pe care le-am cântat de-a lungul timpului din muzica clasică sau numită cultă, invers, din muzica cultă numită așa în popor clasică. Eu nu pot să mă consider că am o muzică cultă, deși accesează anumite nivele intelectuale și sufletești, dacă vrei să zic așa. Mi-am găsit mereu un motiv clar în a cânta un anumit cântec. Fie că simțeam cu tărie versurile și linia melodică și îmi dădea o stare de visare sau de plutire sau de înălțare, pentru că după mine această funcție vindecătoare a muzicii este cea mai importantă. Mai importantă decât cea hedonică. Nu, n-am văzut niciodată muzica, din punctul meu de vedere, ca un mijloc de crearea plăcerii lumești, dacă vrei, ci de extaz, într-adevăr, atunci când urmărești o partitură extrem de frumoasă și de bine executată, să zicem, într-o sală de spectacol și simți că plutești. E, revenind, și iartă-mă că fac multe paranteze, dar cu tine întotdeauna este perfect. Foarte plăcut să discuți. E, revenind, au fost momente când, cumva, din dorința de a pune în valoare muzica mai puțin comercială sau mai puțin accesibilă, ce se înscrie într-o nișă, am vrut să atrag o latură mai mare de public, încercând maximum de comercial, în ghilimele, cât am putut eu să accesez prin piese apropiate soundului mainstream. Dar nici eu însă nu am putut să mă accept foarte bine făcând ceva, ca să zic așa, atât de apropiat de ce face toată lumea din acest domeniu. Și apoi repede am înțeles că, de fapt, rostul meu este de a crea ceva altceva. Și întotdeauna mai nou, de când pot să zic că am accesat un nivel de maturitate artistică și umană vorbind, am evitat întotdeauna să fac ceea ce e la modă. Atunci când deci tu nu te-ai conformat trendurilor, tu ai încercat să fii exact cumva împotriva trendului. Exact, okay. Împotriva. Okay. Spre exemplu, în vremea când toată lumea accesa soundurile de tobe electronice, tot felul de programe de DJ pentru a-și face orchestrațiile de tobe și soundurile pieselor, eu atunci am decis că îmi doresc să cânt pe scene de teatru sau pe scenele unor filarmonici alături de orchestre simfonice și cu dirijor. Deci atunci când toată lumea se înghesuia în zona aceasta de orchestrații, eu am vrut să merg exact în zona cealaltă. Alternativa. Exact. Și lucru care a prins o direcție foarte bine conturată în ziua de astăzi. Am văzut că sunt inclusiv director de filarmonici în zona de nord a Moldovei, care fac acest gen de fusion între muzica clasică și muzica pop, invitând tot mai mulți artiști din zona pop pentru a susține concerte alături de orchestre simfonice. E, lucrul ăsta eu și cu echipa mea l-am făcut încă din anul 2007, când am aniversat cam 10 ani de carieră, în 2007. Okay. Și acum... Deci din 1997, denotat, Paula Serin cântă unii dintre noi atunci putem, se nășteau. Eu. Putem să considerăm, mulți înainte, mulțumesc, putem să considerăm debutul meu național la festivalul de la Mamaia, unde am câștigat trofeul, în anul 1997. Pentru că dacă e greu să stabilești exact momentul X, momentul 0, de fapt, când poți să zici că ai apărut pentru prima oară în fața publicului, aș putea să spun că a fost în 95, când am fost la primul meu festival, unde am câștigat trofeul, primul meu trofeu. Și dacă îți povestesc cum am ajuns la acest festival, nu o să-ți vină să crezi. Înainte de a m-a apucat să cânt muzică pop,
Eu eram în corul școlii și cântam, aveam emisie de bel canto, cântam la soprane împreună cu Romeo Cornelius, acum văsuț atunci, și ne întreceam care este mai agil, care cântă mai sus, care cântă mai tare, care acoperă tot. Și aveam momente în care dirijorul ne auzea numai pe noi și ne spunea, care răcniți acolo? Atât. Noi aveam o întrecere personală. Mm-hmm. Eu cred că a fost benefică. Și de tine sau de... Când cum? Odată el, odată eu. Se împărțeau punctele. Se împărțeau punctele. Și practic ăsta a fost studiul meu. Mergeam acasă și studiam ca să pot să-l înving pe colegul meu. Ulterior în tu ai fost susținută de părinți să faci treaba asta? Real vorbind. Părinții mei au fost cei care au insistat ca atât fratele meu cât și eu să urmăm o școală de muzică. De la 6 ani am studiat intensiv pianul, am fost la concursuri nenumărate, am câștigat concursuri de pian, însă în clasa 9-a, după ce am intrat la liceul de arte din Baia Mare, în clasa 9-a, a doua, după o mare pianistă, am decis că aș vrea să fiu un pic mai, să am mai multe opțiuni. Dacă la școala de specialitate studiam foarte, foarte mult teorie, pian, cor, solfegiu și toate aceste subiecte necesare în dezvoltarea ta, cumva erau, aveam o singură oră de matematică, pentru că e normal să fie așa. Eu fiind copil de profesor de matematică și de inginer constructor, cumva ziceam, nu pot să nu fiu... În zona asta exactă, a științelor exacte, da. Se duci mai departe ce făceau părinții tăi. Și asta tăi. Și faptul că toți colegii mei erau la Colegiul Gheorghe Șincai, unde studiau intensiv matematică, informatică, engleză și așa mai departe. Și am zis, nu-i nimic, îmi fac transferul la liceul de Gheorghe Șincai, la Colegiul Gheorghe Șincai. Și de acolo am să merg la Școala Populară de Arte să studiez mai departe vocal. Deci tu ai fost un copil diferit? Teoretic. Am fost un copil care a vrut să facă multe. Aveam senzația, când eram copil, că dacă stau degeaba ard gazul aiurea și îmi iau din viitorul meu. Nu-mi plăcea să joc jocuri. Fără miză? Da. Îmi plăcea să joc tenis, îmi plăcea să joc fotbal. De altfel eram... Paula Seling la fotbal. Doar imaginați-vă asta. De cele sincer. Mai multe ori în poartă mă puneau, pentru că jucam cu băieții sau cu băieții, nu? Cu băieții, pentru că era frate meu, erau verișorii mei și colegilor. Deci eu cam eram singura fată dintr-un grup mare de băieți și atunci întotdeauna găseau eu o metodă să mă pun în poartă. De cele mai multe ori se trecea testul bătând mingea pe picior de câte ori se poate și cine bate mai puțin, ăla intră în poartă. Și evident că e... cu coșului că exact, eu voi fi. Așa. Revenind, am început, de fapt mi-am făcut transferul și am mers la Școala Populară de Arte pentru a continua cu pianul. Am intrat într-o formație, se numea Enders, ca pianist, clăpar, mă rog, și făceam backing vocals. Dar n-aveai curajul ăsta de a ieși în față sau... N-ai fost încurajată să ieși în față? La început nu și profesorul nostru de atunci ne spusese clar că noi acompaniem solista noastră. Uh-huh. Și ca să îmi dezvolt emisia vocală corespunzătoare pentru backing vocals, am început să studiez pe emisia aceasta de pop jazz și ușor, ușor începea să-mi placă ce aud. Și într-o zi, taică meu, care e extrem, a fost criticul meu numărul unu toată viața și extrem de tranșant. Doar că el nu știa că pe mine, atunci când mă critici, din potrivă, eu vreau să-ți demonstrez că tu ai greșit și mă ambiționez mai tare. A bătut la ușă și a zis, Paula, scumpa mea, tu continuă cu pianul, că la pian mergi foarte bine, ești foarte tare, dar vocal... Și ai dat dreptate atunci sau te-a ambiționat cumva? M-am înfuriat pe mine, pe situație și am studiat în fiecare zi. Dacă făceam teme la matematică, îmi puneam, nu știu ce era atunci, Mariah Carey,
Whitney Houston, Celine Dion, tot ce era mai greu și încercam să imit toate melismele pe care le avea fiecare dintre ele. Apoi am trecut la Billie Holiday, la Ella Fitzgerald și am început să trec într-o altă sferă. Tehnică grea, adică la toate numele pe care le-ai enumerat, tehnica era tehnică grea. Da. Da. Și așa am început ușor-ușor să acumulez tehnică vocală, să asimilez toate lucrurile pe care le auzeam. Și m-am înscris la, de fapt ne-a înscris profesorul nostru la festivalul Armonia pentru copii și tineret București, unde am venit fiind parte din trupă. Și pe ascuns, asta îmi pare foarte rău, dar n-am putut să mă abțin, pe ascuns m-am înscris și eu cu o piesă la soliști cu formație. Profesorul nostru se aștepta să mergem cu premiu acasă cu solista care era a formației. Am câștigat eu trofeu. Și atunci tatăl tău și m-am dus cu trofeu acasă și am zis, uite așa, mă scuzați, m-am dus cu trofeu și am zis, poftiți. Așa. Și reacția care a fost? Bravo, bravo, bravo. Tot n-a crezut că încă sunt pe drumul spre această profesie. De fapt, atunci nu consideram asta o profesie. Consideram un hobby de o forță uriașă ce mă face să îmi dedic tot timpul acestui domeniu, tot timpul liber acestui domeniu, pentru că părinții mei aveau foarte mari așteptări de la școală, din partea mea și a fratelui meu. Motiv pentru care el a făcut arhitectura, eu am făcut jurnalism, prima facultate, a doua a fost conservatorul. Și în timpul liber asta făceam, studiam non-stop. În 97, când am fost la Mamaia, a fost confirmarea faptului că da, domnule, se poate merge și cu vocea. Deja se poate merge cu vocea, facem să fie bine, mergem în paralel cu ambele. Pentru că până atunci mi se spunea, trebuie să înveți, trebuie să ai o meserie serioasă. Asta era concepția de la vremea, da, respectivă. Și e foarte corectă, pentru că în show business azi ești, mâine nu mai ești? Da, asta unul la mână. Până când ajungi totuși să ai să ajungi într-un punct în care deja publicul să te vadă și să te asculte, e foarte multă muncă. Și dacă nu există o sclipire divină pe care să ți-o și o, nu știu, un praf de stele pe care Dumnezeu să-l lase către tine, să ai și un noroc. Noroc. Da? Da? Exact. Atunci e foarte dificil. Și eu am avut acest noroc. Atât în 97, deși a fost un noroc muncit, cât și în anul 98, când am avut primul meu mare hit, Ploaia în luna lui Marte, care a venit dintr-o întâmplare. Efectiv, nu știu cum s-a întâmplat ca tot publicul să cânte cuvânt cu cuvânt o piesă care are 6 minute și 20, ceva de genul ăsta, și solo de chitară, și o parte de bel canto acolo, și recitativ. Deci avea toate ingredientele pe care să nu fie un hit, da. Pe care toți directorii de programe din perioada respectivă le observau și spuneau, n-are cum, pentru că publicului nu-i place chitara cu distors. Publicului nu-i place vocea asta pe aici, pe sus. Vreau o chestie accesibile ca acum. Exact, și simple. Ca da. Acum. Da. Okay. Și iată că piesa a zburat. De fapt, am avut noroc cu, și am să spun totdeauna, cu George Zafiu, care atunci activa... E la Europa FM acum, nu? Mai e, da, la Europa, da, FM? Da. Cred că da. Da, okay. Da, da. Chiar zilele trecute au difuzat Dor în destin și au fost foarte frumos și amândoi au povestit frumos despre piesa asta, le mulțumesc. Dar atunci el difuza, în cât timp mai avea rămas din programul său, difuza Ploaia în luna lui Marte. Ce frumos! Da, și așa a luat amploare. Okay. Era, dacă nu mă înșel, la Radio 21 atunci. Unul dintre radiourile foarte puternice de la vremea aia. Aceea, da. Bun, să ne întoarcem un pic în prezent, pentru că vorbeai despre Dor în destin. Care e cel mai aprig dor din viața ta de om și de artist? Dorul de copilărie, cred că. Și de cine eram în perioada copilăriei și ce simțeam, de visurile pe care mi le făceam. Și ți le-ai îndeplinit? Eu nici măcar nu știam că asta vreau să visez. Adică visam, nu știu, visam să... Dar de fapt da, multe dintre ele da. Visam să văd lumea, visam să merg în cât mai multe locuri. Visam să am un trai decent.
să am posibilitatea să mă exprim. Bine, mai era un vis pe care nu l-am atins, dar cumva indirect l-am realizat. Care? Și anume să fiu o mare pianistă. Okay. Nu sunt o mare pianistă, dar cânt la pian și o mare parte din inspirația mea vine de acolo. Și, și în clipul piesei Dor în destin tu ești așezată la pian. Da, cânt în spectacole, în concerte la pian și este o, o, o parte din, din ce sunt eu ca artist. Ok, bun. Acum urmează să pleci, o să vină și Elena cu tine? Nu, Elena e la școală și după aia are vacanță și merge în tabără la Bran. Are programul ei. E... Și cu cine stă în toată perioada asta? Cu tatăl ei. E, noi ne împărțim foarte ok programul. Ok. Pentru că asta ar fi fost una dintre întrebări la care vom ajunge mai târziu, însă piesa Dor în destin, pentru că încă vorbim despre ea, are ușoare accente nostalgice, notele sunt ușor low, însă dacă stai să privești subtextul are și un iz optimist. După toate cele întâmplate în viața Paulei Selin, cum ai reușit tu să-ți găsești optimismul și atitudinea asta pozitivă cu care ne încarci și pe noi? Mulțumesc. E mare lucru să percep lucrul acesta și e mare lucru ca un artist să poată să ofere așa ceva publicului său. În viață, la tăzni greu. Mai nou, așa, ultima perioadă, ăsta a fost un leitmotiv. Au fost clipe mai grele pe care le-am depășit datorită oamenilor dragi din viața mea, datorită părinților mei. Inclusiv Elena are un mod foarte frumos de a mă ajuta să depășesc anumite lucruri. Și cred că conștientizând faptul că fiecare lucru are un sens, fiecare, din fiecare lucru înveți câte ceva și greutățile sunt menite să te întărească și să te facă să mai lucrezi la cât un șurubel, la cât un șurubel și o piuliță pe aici pe acolo, în sufletul tău, atunci cumva rămâi pozitiv și optimist în, în lucru, sau mă rog, indiferent prin ce ai trece. Deci crezi că unele chestii sunt hărăzite, între ghilimele, sau ne sunt predispuse, da, să se întâmple asta, da. Așa. Da. Și nu, adică vorbeai despre ajutorul divin, ai vorbit foarte mult despre ajutorul divin și despre, da, praful magic care a fost îndreptat de divinitate către tine. N-ai avut și momente în care ai fost supărată, între ghilimele, pe divinitate, că poate n-ai putut să controlezi niște lucruri care s-au întâmplat? Supărată e mult spus, dar cumva punând niște întrebări. Știi, eu am niște discuții așa când sunt singură și am niște discuții foarte prietenești și foarte apropiate cu divinitatea și discut așa ca și cu un prieten. Și pun întrebări. Da, de ce? Da, măcar arată-mi de ce? Sau, bine, cu respectul pe care sunt convinsă că știți că îl port. Și întreb de ce s-a întâmplat așa, să mi se arate ce trebuie să învăț din asta. Pentru că dacă treci pe lângă o lecție și nu o acumulezi, atunci lecția e degeaba. Și atunci ceea ce pot să spun este arată-mi să văd ce trebuie să învăț din asta și care sunt concluziile pe care trebuie să le trag singură pentru a fi mai bună. Și după episodul din aprilie anul trecut, care a fost concluzia? Ce ți s-a arătat? Pentru că poate sunt mulți oameni care trec prin asta, poate sunt doamne care trec prin asta, poate sunt domni care trec prin asta și unii dintre ei pierd lupta, pur și simplu, și nu găsesc mecanismul ăla de cooperare cu episodul nefast. În momentul ăsta cred că are legătură cu identitatea fiecăruia, cu faptul că este o dovadă de iubire să îi dai ocazia celuilalt să devină ceea ce trebuie să devină, știind că împreună cu tine s-ar putea să-l
să nu reușească pentru că nu îi dai tu suficient spațiu, de exemplu. Ok. Adică e o chestie, e o dovadă de iubire să dai libertatea cuiva când știi că are nevoie de ea. Și cred că lucrurile sunt exact de ambele părți. Deci vei când v-a separat încă vă iubeați. Da, este imposibil după 17 ani să nu ții foarte mult la cineva și e un gen de iubire care nu dispare niciodată. Este ca... adică pentru un frate sau pentru o soră? Un pic mai altfel, dar okay. Este o celulă ce a funcționat ani de zile și este imposibil ca să nu îți te întrebi dacă e în regulă, dacă e tot ok. Ne purtăm de grijă în continuare unii altora, suntem o echipă în creșterea Elenei și așa este normal să fie. La noi așa e. Dar n-ați dat în calcul împăcarea? Și asta e ultima întrebare despre subiectul respectiv. Nu. Nu. Ok, am înțeles. Deci, în continuare, domnul face temele cu Elena? Adică se implică în educația ei? Da, bineînțeles, amândoi facem bine. Avem un mare ajutor mai nou. Elena este înnebunită de after-ul la care merge. Da. Are acolo o comunitate și colegii și doamnele cu care lucrează. Este și doamna învățătoare. Și este înnebunită și ea vrea să meargă la after. Adică sunt copii care zic, mami, vino să mă iei de la after. Eu mă duc uneori și vreau să o iau și zice, mami, mai lasă-mă puțin. Uh-huh. Deci este un loc unde își face și temele. Înainte, da, stăteam fiecare dintre noi și făceam temele cu ea, dar acum și le face acolo și cumva e mai ușor și pentru noi, pentru că mi s-a mai lungit timpul de studio, pot să lucrez un pic mai mult, sunt ca la serviciu până când pot să mă duc să o iau pe ea de la grădiniță. Vai, ce o să mă cert, că am zis așa ceva. Off. Vai, o de să la, mă cert, de Elena, iartă-mă, de la școală și de la after. Da. Ea a sintetizat separarea asta, îmi imaginez, adică a fost... Dar nu, ea este foarte... ea știe exact, e foarte ok, știe foarte bine că nici unul dintre noi nu am... plecat aiurea pe cărări, suntem ambii alături de ea, lucrurile sunt în regulă și chiar când e cu mine se gândește la taică-su și când e acolo se gândește la mine. Ok. Simți că ai dori să-ți urmeze cumva exemplu artistic? Adică o vezi că are inclinație către treaba asta sau ești genul de părinte care zice uite, eu am făcut carieră în domeniul ăsta, aș putea să-ți ofer niște tips and tricks ca să te ajut să crești? Tot timpul îi spun asta, dacă vrei, ne apucăm de studiu vocal. Momentan nu a atras-o, momentan. A avut câteva momente când a zis, mami, dar colega mea face canto, nu știu cu cine și vreau și eu să fac. Și ne apucăm, lucrăm un pic. Nu pot să zic că e un lucru care să-i o facă să fie pasionată. Mai aștept, poate că vrea, poate... Mai nou ea are o atracție foarte mare către dansuri. Ea a făcut și un pic de balet când era mai micuță. Acum e toată ziua cu dansuri din astea, street dance, dans modern, nu știu, ceva de genul. Și chiar am vorbit să o duc undeva pentru asta. Toată ziua stă și își face coreografii și îmi place că e preocupată de asta. Îi place notul. Ne așteaptă instructorul nostru să mergem la not, dar din cauza programului meu de sfârșit de an nu prea am mai reușit. Sperăm să reușim. Ce-mi doresc este să... pian a studiat... game, am început să vorbim un pic despre teoria muzicii, să afle ce înseamnă sunetul muzical, înălțimea sunetului, notele muzicale și așa mai departe, durata lor. Știi așa în mare. Deci explorează, acum este da, într-un da, da, moment la, în care explorează. La momentul când încearcă și acolo, și acolo, și acolo și vom vedea la ce se va opri. Eu sunt foarte bucuroasă că e bună la matematică. Ceea ce tu cumva n-ai reușit să sau nu ți-ai dorit să perpetuezi așa cum au cum erau părinții tăi, axați foarte mult către științele exacte. Nu că nu mi-am dorit. Exacte. Noi am stat cu ea foarte mult și pe matematică și pe limba română, pentru că eu știu cât e de important ca un copil încă din de la începutul claselor mici
și din școala primară să aibă un start bun. Uh-huh. Și am încercat să o ajutăm, atât noi cât și bunicile. Și mama mea a stat foarte mult cu ea pentru a ajuta să învețe la matematică și mama lui Radu. Și ne bucurăm că munca noastră a tuturor dă roade și acum ea vine mami, să știi că eu sunt destul de bună la matematică. Zic, da? Ești bună? Da, sunt bună. Ok, atunci. Și mi-a mai plăcut că a avut la un moment dat o pornire așa către anatomie. A fost un concurs de prim ajutor, cu un curs de prim ajutor și cu un concurs ca urmare a noțiunilor predate. Și ea a fost foarte atentă și s-a calificat pentru a merge mai departe la un concurs pe București. Uh-huh. Am fost la Facultatea de Medicină unde a dat un test și s-a clasat foarte fain. Noi am fost mândri de ea. Dar faptul că ea, pe forțele proprii, a făcut acest lucru și a mers mai departe, din etapa pe școală în etapa pe oraș, a fost o bucurie. Ok. Deci, concluzia este că încă nu pare extrem, extrem de hotărâtă vis-a-vis de ce și-ar dori să facă. Tu are 9 ani. Tu la 9 ani nu erai hotărâtă? La 9 ani știam că vine examenul peste mine. Era atunci examen de treaptă? Sau cum era? Nu. În fiecare trimestru exista ori un examen la pian, ori o audiție în fața întregii școli. Și știam că vine peste mine acest examen și trebuia să învăț toate partiturile. Erau niște norme atunci. Aveam de studiat câteva piese serioase. Și venea momentul respectiv și știam că trebuie să mă prezint, că altfel picam examenul, ceea ce era o rușine mare. Ar fi fost greu de digerat. Era o rușine mare, da. Mi-amintesc că unul dintre motivele pentru care m-am ferit să continui neapărat cu pianul este că aveam momente de blank total. Pur și simplu uitam nu știi ce clapă urmează? Partitura, da, adică... total. Era albă, e neagră, da. Ce se întâmplă? Și am pățit asta la un concurs. De fapt am terminat concursul, am câștigat concursul, am luat trofeul. Și am cântat atunci în gală, am fost invitată să cânt în gală. Și exact când treceam pe ultima pagină, nu îmi aminteam notele. Și am cântat și când mi-am dat seama că nu știu, am reluat pagina anterioară, de unde se potrivea. Am mers și mă gândeam că poate, ok, memoria îmi joacă peste, dar memoria degetelor poate că preia și merge mai departe. Încercam să închid ochii, să meargă degetele pe clape spre pasajul respectiv, nici degetele nu m-au ajutat, așa că am creat elegant, frumos, o cadență spre final și am făcut acolo, am compus finalul piesei respective. Și a dat cineva seama? Da, bineînțeles, toți profesorii. Acolo nu e că toată lumea și-a dat seama, dar măcar am încheiat... N-ai lăsat un coadă de pește cu armeie. N-am lăsat un coadă de pește, da. E, și această frică de a pierde, pe mine m-a ținut să merg mai departe cu pianul. M-a făcut să mă gândesc dacă mă sui pe o scenă mare, pentru că atunci și doamna mea de pian, doamna Tilca Mariana, poate să confirme, promiteam foarte mult. Adică aveam un talent în a interpreta și ea își dorea să mă facă o mare pianistă. Și faptul că eu aveam aceste mici momente de blank, pe mine... A pus așa o îndoială în sufletul meu, dar iată de unde se vede că fiecare lucru are un rost. Dacă acum eu continuam cu pianul, probabil că nu mai eram astăzi aici, în locul în care sunt. Deci cumva calea ți-a fost aleasă, da, mi-a fost aleasă, tot da, de undeva exact. De acolo. Bun, având în vedere parentingul ăsta nou, tu cum te-ai descriești, tipul de model matern restrictiv sau tipul de model matern care o lasă totuși pe Elena să dea cu capul de pragul de sus, cum se zice?
Nu las niciodată să dea cu capul atât de rău încât să nu se mai poate ridica. Sunt mici momente pe care le de reguli clare, pe care nu le doar dacă e foarte, foarte ceva, o excepție foarte gravă și trecem peste regulile respective. Dar încerc să o ajut. Spre exemplu, dacă observ că are Adidas și murdari, îi spun, trebuie să îi curățăm, tu unul și eu unul. Și atunci facem amândouă. Adică nu sunt genul de om, vai, trebuie să fac eu tot. Pentru că știu că nu așa pregătești copilul, deși ești tentat să faci asta, pentru că uneori faci și mai repede, dar știi că dacă nu o lași pe ea, să-și lege și returile și le legi tot timpul, dacă nu o lași pe ea să întindă hainele, dacă nu o lași pe ea să își prepare din când în când câte un sandwich, la vârsta de 9 ani. Nu va fi autonomă. Atunci, da, și nu va reuși să se descurce. Patul trebuie făcut, ordinea în cameră și o face singură. Mai nou, o mai ajut din când în când, atunci când e nevoie, când se adună mult și ea nu mai face față. Dar în ultima perioadă, pentru că deja e matură, nu lăsăm să se adune și tot timpul, mai nou, deja ea vine și zice, mami, mi-am făcut curat în cameră. Mami, am strâns acolo. Mami, uită biroul meu ce curat e. Și m-am bucurat că mi-a zis în ultima perioadă, are un nou birou de copil mare. Și a zis, mami, eu cred că biroul ăsta mă face să fiu mult mai ordonată, că mă uit la el și când îl văd cât e de frumos, trebuie să fie curat în jur. Și m-am distrat foarte tare mi s-a părut foarte drăguț. Se dezvoltă și un pic de OCD acolo. Poate să fie o tulburare obsesiv-compulsivă, între ghilimele. Dorian Popa are așa ceva, știu că s-au și cunoscut. Și Dorian, te pupăm și te iubim întotdeauna, pentru că ești un domn. El spune în toate clipurile lui, Jonuțule, am OCD. Adică, el nu poate, da, el nu poate să se ducă să doarmă dacă știe că ceva este în regulă în garaj. Păi el nu vede lucrul ăla acolo, dar știe și stă pe creier că este deranjat în garaj. Da, nu, Elena nu e chiar așa. Elena este o persoană care are, nu știu, uneori e într-o realitate a ei și nu observă uneori anumite lucruri, dar când își amintește de ele trebuie să le corecteze, într-adevăr. E și asta. Nu, eu am foarte mare încredere în felul în care se dezvoltă și cred că libertatea asta care să-i ofere ei posibilitatea să primească încredere în ea, o libertate până la un punct, cu regulile foarte stricte, este cumva cheia spre un adult sănătos și organizat, care să-și poată duce task-urile. Da, și să poată să lucreze serios la toate visurile sale. Mi se pare că vorbești cu atât de multă patimă despre Elena și nu pot să nu te întreb dacă tu te-ai vizualizat dintotdeauna mamă de fată. Pentru că stau și mă gândesc cumva că un băiat ți-ar fi ridicat alt gen de probleme sau de rigori sau de provocări. Sunt convinsă, dar noi când ne-am gândit să facem acest pas, ne doream un copil sănătos. Întâmplarea face că am văzut-o pe ea și ne-am îndrăgostit de ea. Și am știut că nu există altcineva pentru noi. Ea este copilul nostru și gata. Ok. Deci nu luase și în calcul la început să fie, poate să fie și băiat. Păi ba da, am zis că poate să fie Ok. Orice. Dar ați văzut-o pe ea și a fost, pe ea, da. Și aia a fost. Ok. Ne apropiem de final, Paula, și pentru că vorbeam mai devreme despre Elena și despre alegerea, între ghilimele, a unei viitoare cariere, poate, după ce l-a întâlnit pe Dorian, iar mama sa este o persoană foarte, foarte populară atât în România cât și peste hotare. Și că de obicei copiii îi văd pe alții că sunt influenceri, acum e un trend să fii influencer, și mă gândesc că poate și ea și-ar dori să activeze în domeniul ăsta, nu știu, să fie și ea populară pe Instagram, pentru că ar fi foarte ușor să crească, ai simțit-o că are chemare pentru treaba asta? Ea este o persoană foarte comunicativă și firească în fața camerei,
cu excepția momentelor când realizează că e un moment important și cumva se emoționează, dar după aceea devine foarte liberă în exprimare. E sociabilă, e vorbăreață, ar fi potrivită pentru așa ceva, dar ceea ce vreau să subliniez este că și ceea ce sublinea și Dorian la întâlnirea cu ea, cel mai important este să înțelegi că școala trebuie urmată cu seriozitate și că dincolo de a avea, de a fi influencer, în primul rând trebuie să ai o profesie clară care să te facă om și din care care să te ajute să te plasezi în societate la locul potrivit. Restul pot trece în subsidiar, adică poți să faci treaba asta. Da, poți să faci treaba în paralel. Asta în paralel, dacă okay, vrei. Okay. Dar noi o să insistăm în ceea ce privește pe Elena cu școala, pentru că este cea mai importantă. Atât toate materiile sunt importante. Nu există la noi că, nu știu, am mai auzit pe unii alții dintre elevi spunând că vai, nu, eu nu învăț la asta că e prea puțin importantă. Nu, după părerea mea toate sunt importante și eu la rândul meu le-am învățat pe toate cât am putut. Și chiar dacă aveam un profesor la facultatea de jurnalism care spunea că cultura generală este ceea ce rămâne în momentul în care ai uitat aproape totul. Și chiar dacă nu-ți mai amintești lucruri, în tine și în intelectul tău, în felul tău de exprimare, în ceea ce ești, rămâne urma informațiilor care au trecut prin mintea ta la un moment dat. Așa că, după părerea mea, primul lucru pe care trebuie orice părinte să-l facă este să îl ajute pe copil să înțeleagă cât de importantă este școala. Școala este în devenirea lor. Și acumularea de cunoștințe, până la urmă. Și acumularea de cunoștințe și mintea, felul în care ea reușește să proceseze toate informațiile și îți va crea cumva ușurința în a jongla cu noțiunile la maturitatea ta. Ok. Aceasta este ultima întrebare, Paula Seling. Dacă la TV sunt reclamele cu recomandări pentru o viață sănătoasă, ce sfaturi ai da doamnelor care ne urmăresc despre cum își pot păstra echilibrul, dar și feminitatea? Buf! Niciodată nu m-am considerat vreun exemplu demn de dat sau să zic faceți așa, pentru că în cazul fiecăruia dintre noi... Cum era tine, spre exemplu? În cazul fiecăruia dintre noi există anumite lucruri care îți fac bine. Eu am adoptat un stil de viață bazat pe... Mă rog, până să vină taifunul ăsta de un pic de timp, când cumva m-a făcut să nu mai am atâta determinare Nu mai reușesc, fiind plecată aproape tot timpul, să-mi fac toate antrenamentele pe care le făceam înainte. De obicei, făceam 5 zile de sală pe săptămână. Alergam cam o oră în fiecare zi, cu excepția unei zile pe care mi-o alegeam și când mă odihneam. Deci eram foarte activă din punctul ăsta de vedere. Sunt o persoană care are grijă de față, de corp. Am grijă să-mi iau anumite creme care nu sunt scumpe, dar care funcționează pentru mine de mulți ani. O știu de la mama mea, care și la vârsta ei are o fățucă foarte senină. Și părul îngrijesc, pentru că la noi în Maramureș îi musai să ai părul lung și strălucitor. E o carte de vizită. Da, e o carte de vizită. Și dacă m-au mai întrebat unii alții că ce folosesc, niciodată nu îmi descâlcesc părul așa să trag de el, să-l rup. Mereu fac asta cu balsamul pe păr după ce îl spăl. Și în rest am o perie specială care nu rupe părul cu trei dimensiuni de păr. Înțeleg. De dinți și e foarte ușor și foarte fin. Și mi-e milă să-l tai de multe ori, deși ar trebui să merg să-l tai cam o dată pe lună. Uneori nu ajung să-l tai și de-aia crește uneori peste limitele normale. Și în rest încerc să fiu pozitivă, încerc să fiu fericită, pentru că fericirea îți dă o anumită alură și o anumită energie și aură.
Și să conștientizez faptul că a fi fericit de multe ori depinde de noi înșine și de ce alegem să simțim într-un anumit moment, de vocea aia din capul nostru care uneori încearcă să ne saboteze. Mai e una care spune lucrurilor sau care e mai pozitivă cu noi și cam atât. Îți mulțumim foarte, foarte mult, Paula, că ai acceptat invitația noastră. Din punctul meu de vedere a fost un interviu de suflet, a fost un interviu... Și pentru mine la fel, mulțumesc. A fost un interviu foarte, foarte deep. De reținut că pe Paula Selling o găsiți peste tot pe social media, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok. Ai TikTok? Am și TikTok, da, te rog frumos, te rog. Da. Așa, deși pe TikTok, Paula Selling este și pe TikTok, oameni buni. Și vreau să vă spun din toată inima că venim în orașele voastre de sărbători, un turneu național uriaș, pentru care ne pregătim intens. Intrați pe site-ul meu și veți afla unde venim și dacă venim și venim și în orașul vostru. Aș vrea să ne vedem cu toții, pentru că v-am pregătit multe cântece noi și frumoase. Ajungem și, am spus, și în Canada, și în Europa, în câteva orașe europene, Madrid, ajutor. A plecat, dar oamenii vor găsi toate anunțurile. Așa, gata, repede. Da, Manchester, Londra, Nuremberg, Madrid, München, Bruxelles, București, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara, Arad, Oradea, Bacău, Iași, Galați, Constanța, Giurgiu, Brașov, Ploiești. Pam, pam. Vai. Deci tu, practic, nu prea stai pe acasă, de asta ne și bucurăm că ai apucat să faci această oprire la Cancan Explosiv. Cu tot sufletul, vă mulțumesc. Mulțumim frumos, eu am fost Sabin Tudor, acesta a fost un interviu de colecție. Să aveți o seară extraordinară, să o vedeți pe Paula Selling peste tot pe social media și pe scenă. Pa!